Salut! Eu sunt Alex Muntean, bine v-am găsit pentru partea a patra a lecției de înregistrare vocală. În cazul în care nu ați văzut primele trei părți, le puteți accesa din linkurile care au apărut pe ecran. Astăzi vă voi da niște sfaturi și trucuri în ceea ce privește acustica spațiului de înregistrare și pregătirea artistului pentru înregistrarea vocală. Pentru a obține o voce profesională, din câte ați putut observa, există și alte considerente în afară de microfon, preamplificator, placă de sunet, acele trucuri mici care în prima instanță par a fi aspecte minore și nu par atât de importante, însă odată ce le-ai luat la cunoștință și le efectuezi odată sau de două ori, cu siguranță îți vor intra în ritm și le vei folosi intuitiv atunci când ai nevoie de ele. Iar în timp înregistrările vor deveni din ce în ce mai bune și mai curate. În general, există destule chestii ce se pot face cu vocea la etapa de mixaj. Poate fi reglată dinamica, tonul, înălțimea vocii, sincronizarea cu instrumentalul și așa mai departe. Ceea ce nu pot corecta e sunetul de cameră, nu pot pune emoție și suflet de la mine și nu pot corecta înregistrările distorsionate. Toate aceste lucruri pot fi cel mult mascate, dar nu complet eliminate. Țineți minte ce am spus în prima parte. E important ca semnalul de intrare să nu dea în roșu. Nici în program și nici la preamplificator, mixer sau interfața audio. Mă repet, e foarte important să reglați din preamplificator semnalul astfel încât vârfurile cele mai mari să fie undeva între minus 18 sau minus 12 decibeli. Dacă e nevoie ca artistul se apropie de microfon, în cazurile nefericite unde acustica nu e perfectă, atunci ar trebui scăzut volumul tot din preamplificator și nu din program. După cum am mai menționat, pentru a ne asigura că vârfurile rămân tot între minus 18 și minus 12. Acum, dacă vârfuri ocazionale ating minus 10 sau minus 8, nu trebuie să vă faceți griji, nu e niciun fel de problemă. Oricum, cel mai important aspect este să nu dea în roșu la etapa de preamplificator, decât dacă acesta este sunetul urmărit. Ok, acum că am trecut din nou în revistă partea cu distorsiunea, putem avansa la celelalte două elemente care nu prea pot fi corectate la etapa de mixaj, și anume, acustica și feeling-ul artistului. Cazurile cele mai bune în ceea ce privește acustica sunt 1. Să înregistrați într-o cameră dedicată care să fie tratată acustic corespunzător, separată și izolată de camera de control și monitorizare. Sau 2. În cazul în care aveți o singură încăpere pentru producție, control, mixaj și înregistrare, cum e cazul multor home studio-uri, atunci e și mai important ca această cameră să fie foarte bine sau măcar decent tratată acustic. Acestea ar fi cazurile cele mai fericite și oarecum ideale, dar după cum știm, realitatea nu e mereu ideală, fie din cauza banilor, a spațiului și arhitectura sa, sau pur și simplu datorită faptului că oamenii sunt neinformați sau nu sunt conștienți de importanța tratamentului acustic. Țin neapărat să menționez un lucru. În ciuda a ce ați fi auzit, cofrajele de ouă nu ajută cu nimic să izoleze fonic sau să trateze acustic corespunzător. Acestea au un anumit grad de absorpție a sunetului, dar absorpția nu e într-un model uniform și e nesemnificativă. Și există teste efectuate. Unul a fost în 1988 de către laboratoarele acustice Riverbank. Așadar, înainte să vă apucați să tapetați întreaga cameră cu o grămadă de cofraje de ouă, e mai bine să vă gândiți de două ori, să nu mai spun de pericolul de incendiu care există în cazul acestora. Polistirenul la fel, nu face nimic din punctul de vedere al absorpției sunetului sau a izolării fonice. Poate e eficient din punct de vedere termic, dar nu pe plan acustic. Un alt mit în ceea ce privește tratamentul acustic ar fi montarea covoarelor pe pereți. Acestea absorb o anumită cantitate de înalte, care poate fi ok pentru cinele, dar cam atât. Chiar nu se merită. O neînțelegere generală este diferența între tratament acustic și izolare fonică. Tratamentul acustic rezolvă problemele sunetului dintr-o cameră, flutter echo, standing waves, mole ringing și așa mai departe. Însă aceasta face prea puțin pentru a împiedica transmiterea sunetului prin pereți. În principiu, doar masa poate împiedica sunetul să facă transferul dintr-o încăperă în alta și metoda cameră în cameră, care în principiu înseamnă o decuplare a suprafețelor pentru a acționa ca o barieră pentru transmiterea vibrațiilor. Mă bucur că am rezolvat și aceste concepții greșite.
Ok, un alt aspect de reținut ar fi că nu doar panourile acustice, bass trap-urile și spuma influențează acustica unei camere, ci și persoanele din cameră, canapelele, mobila, materialul din care este făcută podeaua, ferestre, oglinzi, etc. Poate ați observat cum sunetul unui club sau al unei discoteci este diferit la începutul serii, iar pe măsură ce locul se umple, sunetul devine mai strâns, mai apropiat. Același lucru se poate întâmpla și în spațiul dumneavoastră. Alt lucru despre care vreau să vă vorbesc e că lumea în general are impresia că are nevoie neapărat de o cămăruță separată de înregistrare, indiferent de caracteristicile acesteia. Borcanul, cum e denumit în limbajul popular, e eficient doar atunci când este făcut cu cap. Văd prea multă lume care transformă o debara mică sau construiesc o încăpere mică pe care o tapetează cu burete cofrat și consideră că au făcut un lucru bun. De cele mai multe ori, vocile vor suna ca dintr-o cutie și fără pic de viață în ele. Mai bine înregistrați în camera de control și gata. Într-un astfel de borcan, nici artistul nu cred că se simte prea confortabil, mai ales dacă e și puțin claustrofobic. Vă puteți da seama cum aceasta afectează rezultatul înregistrării. Iar buretele cofrat, care nu este foarte gros, e eficient doar pe frecvențele medii înalte și înalte. El nu face mai nimic în privința mediilor joase și a joaselor, ceea ce rezultă evident în înregistrări cu mizerie de frecvență medie joasă, care dăunează clarității și mănâncă din headroom-ul disponibil, obligându-vă să egalizați la mixaj. Un alt argument împotriva tapetării cu burete e că se creează un spațiu artificial, foarte sec, fără pic de ambianță naturală, iar și aceasta l-ar putea incomoda pe artist. Dacă insistați să puneți bureți pe peretele cabinei vocale, lăsați și anumite spații libere, să-i meridea din reverberație. În felul acesta e posibil că spațiul va părea și puțin mai mare. Sfat. Există diverse feluri pentru construirea unei cabine vocale, un vocal booth. Însă, pentru început, eu aș recomanda o formă de diamant în locul celei pătrate. Iar, după cum am mai menționat, alocați-i totuși o suprafață decentă. Repet, decât să înregistrați într-o cutiuță, mai bine tratați acustic camera de control și înregistrați acolo. Acestea sunt efectele tipice ale camerelor mici, netratate acustic, asupra felului cum auziți și asupra înregistrărilor voastre. Ok, cu ce să tratați acustic, probabil că vă întrebați. Spuma poliuretanică, numită popular burete de studio, nu este mereu cea mai bună soluție, dar nu pot spune că este o concepție greșită totuși. Pentru absorbția frecvențelor medii și înalte și rezolvarea reverberației, spuma poliuretanică, fie ea în formă cofrată, piramidală sau zimțată, cu o grosime decentă de cel puțin 5 cm, ar trebui să fie o soluție destul de ok. Însă și aceasta, precum destule alte materiale, nu ajută prea mult sub 300 de Hz. Dacă este să vă uitați după un brand anume, eventual încercați Auralex sau Eurofoam. Acestea sunt companii foarte bune în acest domeniu al spumelor poliuretanice. Sfat. Nu toate spumele acestea sunt la fel, așa că nu vă grăbiți să luați orice burete și să-l puneți pe perete. Există spume poliuretanice cu celulă închisă și cele cu celulă deschisă. Probabil că veți dori să evitați cele cu celulă închisă, deoarece acestea reflectă mai mult sunet decât absorb. Cele cu celulă deschisă sunt mai potrivite pentru tratament acustic. Pentru voce, în general, nu ne preocupăm prea mult cu frecvențele sub 80-100 de Hz, iar uneori chiar și sub 250 de Hz în jos pentru vocea a doua. De cele mai multe ori, aceste frecvențe joase vin tăiate prin filtre, fie la etapa de microfon, preamp sau egalizator. În prisma acestui lucru, tratamentul camerei de înregistrare poate fi integral făcut cu spumă poliuretanică, dacă nu puteți altfel. Însă dacă doriți o cameră cu adevărat foarte bună, neutră din punct de vedere acustic, atunci ar trebui să montați și capcane de bas, mai ales în colțuri, la întâlnirile podelei cu pereții și a tavanului cu pereții. Ok, de unde capcane de bas și de care? În România, lumea, din păcate, nu dă prea mare atenție tratamentului acustic, deci cel cu adevărat profesional oferit de firme ca Real Traps, GIK sau Prime Acoustic lipsește cu desăvârșire de pe piața românească.
Puteți găsi și capcane de bas făcute din spumă poliuretanică, care pot funcționa foarte bine în camera de înregistrare, dar pe care eu personal nu le-aș recomanda pentru camera de mixaj. Un material foarte eficient folosit și în produsele firmelor menționate mai devreme pentru capcane de bas și absorbere de bandă largă este vata minerală sau vata de sticlă. Acest material, preferabil sub formă de plăji rigide și semirigide, poate să acționeze pe o plajă foarte largă de frecvențe, în funcție de densitate sau grosime. Din aceste plăci, dacă aveți înclinații tehnice, vă puteți construi chiar dumneavoastră panouri ca o alternativă destul de bună la produsele profesionale de pe piață. Nu uitați de tavan. E bine să puneți un panou de absorpție și deasupra capului, undeva la mijlocul distanței între unde vor sta artiștii de regulă și locul unde va sta microfonul, adică la locul primelor reflexii. Cu cât mai lat norișorul de absorpție, cu atât mai bine. Ar mai fi un capitol al tratamentului acustic și anume difuzia, dar deoarece nu e neapărat necesară într-un home studio sau în încăperi mici, nu voi discuta despre ea acum. Ok, ce opțiuni aveți atunci când nu aveți un buget disponibil pentru acustică, doriți o soluție ieftină, nu vreți să faceți modificări în apartament sau locuiți în chirie, sau pur și simplu doriți să aveți portabilitate? Pe piață, la momentul acesta, există diverse firme care oferă soluții acustice portabile și destul de rezonabile ca preț. Variantele pe care le puteți găsi pe piața românească probabil vor fi SE Reflection Filter și SM Pro Audio Mic Tank. Dacă ajungeți în punctul unde nu vă puteți decide între cele două, sfatul meu ar fi să mergeți pe cel de la SM Pro Audio, deoarece acesta are o suprafață mai mare, este ajustabil, are un sunet ceva mai natural decât cel de la SE și poate fi găsit și sub formă de pachet cu un stativ destul de bun și chiar înalt. O altă mini soluție acustică pe care o folosesc de obicei cei care înregistrează acasă e să atârne o plapumă groasă în spatele microfonului sau să cânte înspre un dulap plin cu haine. Sfat. Microfoanele folosite de obicei în home studio-uri au o figură polară cardioidă, iar după cum am mai discutat, acestea captează sunetul mai mult din față microfonului și mai puțin din spate. Deci cu acest lucru în minte, ar fi mai logic și util să atârnați acea plapumă în spatele vostru decât în spatele microfonului. Același lucru este valabil și pentru dulapul plin cu haine. Dacă vă găsiți în situația unde nu există tratament acustic, dar totuși doriți să înregistrați, sfatul meu ar fi să vă apropiați cât mai tare de microfon cu grijă la nivelul de înregistrare și sau să optați pentru un microfon mai puțin sensibil, un dinamic ar fi mai potrivit în cazul acesta decât un condenser. Subiectul acusticii este extrem de vast și nu poate fi comprimat într-un singur video, dar eu sper că am reușit să vă ofer un punct de plecare sau să simplific problema la un anumit nivel. Următorul lucru despre care vom discuta este extrem de important, poate chiar mai important decât toate celelalte, și anume artistul. Dar pentru aceasta urmăriți-ne în partea a 5-a.